Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. V-am întrebat pe Instagram și pe Facebook și prin toate locurile pe unde v-am prins despre ce să fie următorul episod și voi ați decis acest lucru. Da, astăzi o să facem un joc și pentru că nu vrem să fie lucrurile așa plictisitoare, o să facem și un challenge. O să fie un challenge și pentru mine, dar și pentru voi. Și prima dată o să mă ocup eu de challenge-ul meu și pe urmă o să vă las pe voi. Dar despre challenge și despre premiul pe care o să-l ofer celui care mă va ajuta în acest challenge, o să vorbim la final după tutorial. Bun, care este challenge-ul meu? Challenge-ul meu este să fac jocul acesta, joc care o să fie Rock, Paper, Scissor, să îl fac sub 100 de linii de cod. În total, deci toate limbajele pe care o să le folosesc, că o să fie HTML, că o să fie JavaScript, o să fie sub 100 de linii de cod. De fapt, știi ce? Hai să mergem sub 50 de linii de cod. Asta o să însemne că jocul nu o să aibă o grafică super mega șmecheră, dar într-un video următor o să facem și o grafică foarte faină și o să-l facem să arate ca un joc adevărat. Pentru astăzi, hai să vedem dacă putem face acest joc sub 50 de linii de cod. De fapt, știi ce? M-am răzgândit, sub 40 de linii de cod. Deci dacă reușim să facem acest joc sub 40 de linii de cod, super tare! Ok, eu o să încerc chestia asta, o să iau challenge-ul ăsta. Voi la final o să vedeți ce trebuie să faceți. Ok, hai să ne întoarcem la calculator și să ne apucăm de codat. Ok, hai să trecem la partea de codat. În primul rând, cred că ar trebui să fac o funcție pentru că, nu știu, cred că o să avem nevoie de o funcție. Adică cel puțin de o funcție avem nevoie și anume funcția în care introducem inputul userului, inputul nostru și se face verificarea dacă am câștigat sau dacă am pierdut. Și atunci o să fac o funcție, o să o numesc game. Funcția asta o să primească un parametru pe care o să-l numesc user move. Și cam atât. Hai să deschidem funcția. Asta este o funcție făcută folosind sintaxa de ECMAScript 6, dacă nu știți. Bun. Pe urmă, de ce am mai avea nevoie? Păi am avea nevoie probabil de computer move, de mișcarea computerului. Computer move, două secunde că am uitat, let, computer move ar trebui să fie un random de la 0 la 2, adică 0, 1, 2, fiecare variantă, 0 însemnând probabil, nu știu, rock, 1 însemnând scissor și 2 însemnând paper sau ceva de genul acesta. O să vedem imediat, dar pentru asta o să folosim mat.floor, o funcție care rotunjește un număr, adică dacă avem, nu știu, 2,7 o să fie 2, dacă avem 3 o să fie 3 și așa mai departe. Deci cu funcția asta rotunjim și mat random în interior, care ne face un random de la 0 la 1, un număr de la 0 la 1 pe care noi o să-l mulțim cu 3 și asta o să ne dea practic toată linia asta. În variabila aceasta o să avem un număr de la 0 la 2, adică 0, 1 sau 2. Acestea vor fi computer moves. Bun, pe urmă o să avem nevoie de niște if-uri și din nou vă spun să rămâneți până la final pentru că am o provocare pentru voi, un concurs. Urmăriți cum voi face tot acest video și vedem la sfârșit care e treaba cu if-urile și ce putem modifica, cum putem modifica și ce puteți voi câștiga. Ok, if, hai să tratăm cazul în care suntem la egalitate, adică user move egal computer move. În acest caz o să afișăm în consolă un mesaj cum că e egalitate. Bun, și acum începe partea mai complicată. Trebuie să luăm toate celelalte cazuri și să le tratăm aici. Și vom folosi else if ca să mergem într-o cascadă din asta de if-uri.
dacă user move, să zicem, o să fie 0. De fapt, hai că nu știm în acest moment ce înseamnă 0, 1, 2, 3. Hai să tratăm toate chestiile astea. Cred că am uitat și tagul de script. Două secunde să adaug și tagul de script. Și până la urmă tagurile astea o să-mi ia două linii de cod, lucru care nu-i tocmai bun. Să facem niște butoane. Așa. Rock. Aceste butoane vor fi folosite de user ca să aleagă varianta pe care o dorește. Cred că am scris corect scissor. Așa. Și on click. Să ne folosim de acest event. On click, hai să chemăm funcția game de 0. Asta înseamnă că 0 o să fie rock. On click game de 1. Asta o să fie paper și on click egal game de 2. 2 înseamnă scissor. Deci user move egal cu 0. Asta înseamnă că userul alege rock. Trebuie să vedem în interior un alt if în care vedem dacă computer move este egal cu 1. În acest caz noi practic am pierdut și atunci o să punem un console.log. E clar, nu? Dacă noi alegem rock, computerul alege paper, noi practic am pierdut. Da. Ok? Și în interior mai avem aici un else. În acest else noi practic câștigăm. Deci dacă nu pierdem, câștigăm, clar. Ok, o să testăm la sfârșit jocul să vedem dacă chiar funcționează. Asta e logica mea pentru momentul ăsta. Bun. O să fie nevoie să mai copiem acest else if încă o dată pentru varianta 1, 2 și încă o dată pentru varianta 2 secunde că am pierdut ce era în clipboard, 2, 0, pentru că după 2 ne întoarcem la 0, pentru că scissor este bătut de rock. Bun, hai să ne uităm un pic peste logica asta, să vedem dacă e ok la celelalte două else if-uri. Deci user move 1, adică alegem paper și computerul alege 2, înseamnă că am pierdut, da. Else am câștigat, pe urmă dacă noi alegem 2, adică scissor și computerul alege rock, am pierdut din nou. Și aici este cazul în care am câștigat. Ok, văd că am uitat să pun niște punct și virgulă pe aici. Bun, păi avem egalitate, avem cazurile în care pierdem și câștigăm. Parcă totuși lipsește ceva, dar hai să testăm să vedem ce se întâmplă. Am aici deschis în browser pagina mea. E o pagină minimalistă. Hai să mergem în consolă să vedem ce se întâmplă dacă apăs pe rock. Egalitate. Deci probabil tot rock a zis și calculatorul. Hai să apăs de mai multe ori. Ok, observați că apăs de foarte multe ori. Am jucat foarte multe jocuri. Observați că apare și egalitate. Ai câștigat, ai pierdut, ai câștigat, egalitate. Deci e cam random. Deci pare să funcționeze. Ai câștigat, ai pierdut, egalitate, ok. Hai să ștergem totuși să vedem și aici. Ai câștigat, ai pierdut, egalitate și așa mai departe. Deci pare că acest script, acest joc funcționează. Ei bine, poate nu e jocul la care vă așteptați pentru că v-am zis că suntem după limită de caractere. Și aici cred că pot să mai adun puțin. De fapt, nu, că aici avem nevoie de un spațiu ca să vedem mai bine variabila. If-urile din nou puțin spațiate să le vedem. Aici totul e strâns, deci cam în 37 de
linii de cod și, nu știu, sub 10 minute am reușit să facem un joc super simplu. Da, se pare că am reușit. Am reușit să rămân sub 40 de linii de cod. Poate o să spuneți că nu e un joc real, dar este un joc. Te poți juca, îți oferă un rezultat, poți juca cu calculatorul, este ceva random acolo. E un joc, practic. Bun, acum, ce trebuie să faceți voi? Păi, ați observat că în codul meu folosesc niște chestii destul de dubioase pe acolo și anume if-urile alea foarte multe. Bine, challenge-ul pentru voi este să veniți cu o propunere în secțiunea de comentarii, astfel încât să facem jocul mai elegant din punct de vedere al codului, să nu folosim atât de multe if-uri și eventual să-l facem chiar și mai scurt, poate sub 30 de linii de cod sau poate sub 35 de linii de cod. Bun, persoana care va trimite cel mai interesant răspuns, cel mai util și acel răspuns pe care îl voi și implementa, va câștiga din partea mea cursul meu de Git, care sper să-l ajute foarte, foarte mult. Pentru voi ceilalți, nu uitați, găsiți cursul de Git pe blogdeit.ro. Ba mai mult de atât, cei care dați bacul în această sesiune din iunie-iulie, din vara anului 2019, eu vă ofer o reducere substanțială pentru acest curs. Îl puteți cumpăra pentru o sumă foarte, foarte mică. Tot ce trebuie să faceți este să îmi trimiteți un e-mail cu numele vostru ca să verific pe un website dacă într-adevăr dați bacul anul acesta și apoi vă voi trimite un cod de reducere cu care veți putea lua cursul acesta la un preț incredibil de mic. Pentru toți ceilalți, nu uitați, Git vă ajută foarte, foarte mult pentru orice limbaj de programare. Fără Git, practic, nu puteți să lucrați, să aveți un job, să faceți nimic. Ba mai mult de atât, codul pe care eu l-am făcut acum, dacă vreți să vă jucați cu el și să testați sugestia pe care vreți să mă puneți în comentarii, îl găsiți pe Git. O să fie un link sub acest video către Git-ul meu, unde am și alte proiecte mai vechi, dacă nu mă înșel, și o să fie și proiectul ăsta și toate versiunile lui pe care o să le mai fac. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați un like și un share și ne vedem în secțiunea de comentarii.